Conform proiectului primăriei, bordul este compus dintr-un număr cuprins între 20 și 35 de specialiști în diferite domenii, mediu de afaceri, sănătate, sport, educație și altele. Aceștia sunt nominalizați de primar, care este și președintele de onoare al organismului. Bordul se întâlnește cel puțin trimestrial și ia în discuție proiecte de dezvoltare ale municipiului. Acest regulament care este propus acum, practic, va stabili mai clar niște reguli de funcționare ale acestui Consiliu Consultativ. Unul dintre aspectele care nu este reglementat de către proiectul de hotărâre a primăriei este felul în care acest organism, activitatea lui mai exact, va fi reflectată în opinia publică. Până acum, ședințele bordului primarului nu au fost publice și nu au existat raportări frecvente vis-a-vis de activitatea acestui organism. Motivația a fost aceea că nu toate persoanele care sunt membri al acestui board doresc ca opiniile exprimate în cadrul ședințelor acestui organism să fie publice. Această situație face ca rădenii să nu știe prea multe despre acest Consiliu Consultativ, în care se discută multe proiecte importante ale cetății. Auzit de bordul primarului? Nu. Ar trebui ca ședințele acestui organism să fie publice, adică lumea să știe ce se discută acolo? Bineînțeles. Schema măcar în ziar, dacă nu se apară și la televizor. Consultă cu toți oamenii cinstiți. Acei care nu sunt cinstiți, fug de el. Da, e o idee bună, numai eu n-am auzit de el. Bineînțeles că să fie date mediatizate, nu primarul face secret acolo. Bordul Aradului este funcțional de mai bine de 2 ani. Până acum funcționat pe baza legii transparenței administrației publice locale, însă primăria vrea să schimbe această stare de lucruri printr-o hotărâre de consiliu care să cuprindă mai exact amănuntele organizării acestui bord.